Avem certitudinea aceasta, când avem siguranța aceasta a călăuzirii Duhului Sfânt, a călăuzirii lui Dumnezeu în viață, de ce să ne temem? Nu mă tem doar atunci când nu umblu cu credincioșie. Atunci mă tem. Că atunci realizez că nu sunt într-o relație bună cu Domnul. Și atunci am ieșit pe un teren greșit. Am adus aminte acum de o descoperire care a fost dată pentru un frate din Deva. Poate v-am mai spus-o și dacă o repet, cred că nu se întâmplă nimic. Cu atât mai bine, o ținem minte mai bine și vedem ce pericole ne pot paște. Fratele s-a dus să scuture nuci și a căzut din nuc. Au rămas de el 8 copii. Și se punea întrebarea, oare de ce o fi îngăduit Dumnezeu să moară omul acesta lăsând în urmă 8 copii? O femeie care să-și crească copiii cu trudă, cu suferință, cu necaz și acum unii dintre ei sunt chiar medici. Dintre copiii aceia. Copiii care au învățat, copiii care au ascultat, copiii care și-au dat silința, profesori, medici. Deci nu-s chiar nimeni în rum. Măcar că i-a crescut mama lor. Și se pune întrebarea oare de ce o fi trebuit să cadă? Ce a îngăduit Dumnezeu? Nu l-a păzit Dumnezeu să nu cadă de acolo din nuc. Dar a căzut în așa fel, a căzut în cap și și-a fracturat coloana. A ajuns la spital, spitalul medici, ce se mai facă, cum să mai sudeze măduva spinării, cum să mai redea deja viață organismului în jos de unde s-a rupt măduva. Și mergând undeva la un grup de rugăciune, acolo a avut un cuvânt din partea Domnului. Și spunea așa, se făcea că omul acesta a pornit pe un drum. Și drumul pe care el mergea era un drum bun. La un moment dat, undeva, la o bifurcație, n-a mai continuat pe mersul, pe drumul bun. Și a ieșit undeva în afară. Și a ieșit așa de mult, încât a ajuns pe un teren unde diavolul a putut să-l lovească. A ieșit din protecția, de sub protecția și de sub paza lui Dumnezeu. Și diavolul, când l-a văzut pe terenul lui, când l-a tras, când l-a lovit, și omul a murit și a rămas 8 copii. Vreți cât de ușor ni se pare nouă când luăm decizii, că le luăm oricum. Când suntem la bifurcații, acolo cel mai greu, când trebuie să facem alegerile. Și când în noi sunt niște războaie în mintea noastră și în inima noastră, să dau niște lupte acolo între o decizie și alta, într-o alegere și alta. Și stau și mă gândesc și zic, oare care dintre ele să o aleg după care să mă duc? Și în bătălia asta care se dă în mintea ta, de multe ori s-a întâmplat și se întâmplă să alegem nu pe cea bună, ci pe cea rea. Și ajungem pe un teren unde nu ne dorim. Dragii mei, întotdeauna Dumnezeu călăuzește omul și El dă libertate inimii și El, cum să spun eu, dă o înțelegere pentru ca să știu care e partea bună sau care e calea bună. Dar noi ca oameni întotdeauna în soluțiile lui Dumnezeu așa alegem încât noi nu vedem câștigurile imediate în soluțiile pe care le dă Dumnezeu și atunci totdeauna înclinăm să nu le alegem pe astea, să alegem pe celelalte. Dar când alegem soluția lui Dumnezeu, chiar dacă nu-i vedem binecuvântarea sau dacă nu vedem imediat ce se poate în binecuvântările care El vrea să le dea, totuși ele vin și când vin ne bucurăm de ele. Slăvit să fie numele Domnului! De aceea, dragii mei, cuvântul Domnului astăzi a spus așa, întărește-te și îmbărbătează-te! Întărește-te și îmbărbătează-te! Întărește-te și îmbărbătează-te! Dumnezeu în îndurarea Lui ne cheamă la lucrul acesta astăzi și ne sfătuiește, ne îndeamnă și chiar ne poruncește să ne întărim, să ne îmbărbătăm, fiindcă știm pe cine îl avem ca ajutor, cel care ne vorbește și cel care spune cuvintele acestea. Dacă la Iosua s-ar fi dus un om și să-i fi spus, Iosua, întărește-te și îmbărbătează-te, uite ce stau, cum stau cei din Ierihon acolo. Uite-ne ce ziduri are Ierihon, dar tu întărește-te și îmbărbătează-te. Nu știu cum s-ar fi întărit inima omului acestea. Nu știu cum s-ar fi putut îmbărbăta inima omului acesta. Dar când Dumnezeu i-a vorbit, întărește-te, îmbărbătează-te, El are soluțiile pe care să le dea omului
ca omul cu adevărat să se întărească și să se îmbărbăteze. Pentru că știe pe cine se proptește, pe cine îl are ancoră și ajutor. Cine i-a spus cuvintele acestea și dacă i-a spus cuvintele acestea, i-a spus pe o bază, fiindcă el știe ce știe. Dacă Dumnezeu a spus întărește și îmbărbătează și intră și cucerește țara, el a spus, eu știu ce știe Dumnezeu. Și atunci dacă a știut că Dumnezeu știe că el va intra și va cuceri, a intrat încrezător. Dragii mei, aceleași cuvinte ni se potrivesc bine și nouă astăzi, pentru că Dumnezeu ni le spune lucrurile acestea, El ni le spune și El ne-a dat tot ceea ce avem nevoie pentru ca să ajungem acolo. Și dacă El ni le-a spus, fiindcă a știut că vom ajunge acolo, dacă ne ținem de cuvântul Lui, de legile Lui și de poruncile Lui să le împlinim în viața noastră, binecuvântat să fie numele Domnului. Amin.